Clip la mine pe canal. Astăzi am revenit cu un nou clip din seria La ceai cu Sabina și am o cană cu care m-am asortat, acum am observat. Este cana mea nouă de la Kik. Dacă nu ați văzut clipul în care vi-o arăt, vă invit să-l vedeți, o să pun un card pe aici pe sus. Este foarte, foarte drăguță. Și este cu un moș pentru că, da, încerc așa încet, încet să trec la chestiile astea mai de sezon. Subiectul pe care vreau să-l abordez azi este unul foarte drag mie. Nu știu dacă v-am mai spus, însă eu cred foarte mult în legea atracției. Cred că tot ceea ce lăsăm în lume ni se întoarce înapoi și că lucrurile pe care ne dorim le putem atrage dacă suntem conștienți de asta, dacă vizualizăm totul. De aceea am pus și plăcuța mea aici în spate cu atrag tot ce îmi doresc, pentru că este un vibe pe care eu încerc să mi-l implantez în creier. Chestia asta a început de acum 3-4 ani, nu mai țin minte, când am văzut și când am auzit prima oară de filmul acela, Secretul, The Secret, este și carte, este și film. Am citit și cartea, am văzut și filmul. Filmul l-am văzut chiar de mai bine de 4 ori și de fiecare dată când îl văd rămân mască de ce se întâmplă acolo. Și pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Să știți că puteți să practicați această lege a atracției și cu lucruri mai simple, ca să vedeți că vi se poate întâmpla. Și vă zic cum am făcut eu. Eu sunt genul de persoană care îi place să scrie mereu, să scrie în agende, să scrie în jurnale. Primul meu jurnal l-am avut la 14 ani și mi s-a terminat acum foarte puțin timp, pentru că am scris câte puțin, era și destul de mare. Dar am început să-mi scriu în agende diverse. Am aici una dintre agende. Și am început cu ceva super basic la vremea aceea. Agenda asta este din anul 2016, deci este de acum 2 ani. Și am început cu Am început cu o listă. Lista mea de dorințe. De fapt, cred că... Da, am și scris o chestie. Am scris o listă de dorințe în ceea ce privește firmele de make-up. Pentru că, nu știu, eu sunt o mare împătimită a machiajului, după cum ați putut observa, îmi place să îmi cumpăr, îmi place să să primesc, evident, cui nu-i place. Și, nu știu, îmi plac foarte mult machiajul, îmi place să le am, să le folosesc, să... Nu știu, eu sunt genul de om care, nu știu, nu am un animal cu care să mă joc, dar când mă plictisesc, îmi deschid sertarul cu machiaje, mai iau un produs, mai fac un swatch pe mână și așa mai departe, așa că vă dați seama că sunt destul de împătimită. Și mi-am scris aici, pe o foaie, firme de la care voi avea produse. Și bine, scuzați-mi scrisul pentru că nu am cel mai frumos și lizibil scris, dar... Ok, așa arată lista. Bine, este o listă mai mare, dar foaia asta mi s-a rupt din agenda. Este o listă care conține 34 de firme de la care eu îmi doream produse. Și am scris și firme de la care mi erau mai accesibile, cum ar fi, cum să zic, Maybelline, Rimmel, care se găsește la noi, dar am scris foarte multe firme la care la noi nu se găsesc, care nici acum în prezent nu se găsesc. Unele firme au mai apărut și pe la noi, dar unele chiar nu se găsesc în România, se găsesc în străinătate, majoritatea sunt în America. Și am scris lista asta, pur și simplu m-am gândit, zic, eu într-o zi o să reușesc să am măcar un produs de la firma respectivă. Am scris-o, am aruncat în univers, cum s-ar zice, și am așteptat. Am așteptat și am început încet, încet să tai produse de pe, să tai firme de pe această listă. Cu ajutorul unei persoane foarte, foarte dragi sufletului meu, și anume Elisa, pe care o pup, o să-i las numele
peci, pe undeva să vă duceți să o vedeți pe Instagram, are niște poze superbe. Ea mi-a trimis acum 2 ani, cred, da, un pachet din America cu produse care, de la firme care nu se găseau și de fapt nu se găsesc nici acum la noi. Și așa am început eu să-mi tai produse de pe listă. Iar anul ăsta iar mi-a trimis un pachet, iar am mai tăiat. Deci iar ea m-a ajutat foarte mult să-mi tai firme de pe listă. Bine, evident că mi-am cumpărat și eu, dar asta vă zic că este foarte important să vă doriți foarte mult un lucru și să-l scrieți undeva. Pe mine mă ajută foarte mult chestia asta, să-mi scriu dorințe, să-mi scriu lucruri pe care mi le doresc eu în fiecare an. La început de an îmi fac, cum îi spune, acel... Stați să vedem, am și în această agendă să găsesc. Uite, am scris dorințe îndeplinibile, varianta 2016, ce drăguț. Nu o să vi le arăt pentru că sunt destul de personale. În anul 2016 văd că am avut destul de multe dorințe și mi le-am clasat pe categorii. De exemplu, am pe sănătate, școală și carieră, blogging, make-up, Oriflame, și chestii mai random. Și am destul de multe dorințe pe care le-am tăiat. Nu, n-aș vrea să vi le arăt totuși pentru că sunt destul de personale. De asemenea, este foarte important să vizualizăm dorințele pe care ni le dorim. De exemplu, dacă vă doriți să vă cumpărați un telefon, să zicem, sau de exemplu cum a fost la mine cu camera, mi-am dorit foarte mult să-mi cumpăr camera asta pentru că auzim atât de multe lucruri despre ea și vedeam că toată lumea o are și că e super bună și super lăudată. Și ce am făcut? Am luat poza de la cameră și mi-am pus-o pe Instagram. Am scris acolo că asta o să mi-o iau eu, deși nu știam sigur dacă o să mi-o iau. Și am început să mă uit la poze cu ea, să mă uit la descriere cu ea, să mă uit la clipuri făcute cu ea, să mă uit la oameni care vorbesc despre ea, adică să încerc să, nu știu, să o văd cât mai mult în raza mea. Și după ceva timp a apărut. De asta zic, mie, de exemplu, mi-ar plăcea foarte mult să-mi fac un fel de vision board pe care să-mi pun dorințe, dar spațiul nu prea îmi permite și a început să ning afară. Da. Ok, facem o pauză. De asemenea, un lucru care îmi place foarte mult să-l fac este să îmi programez, așa îmi place mie să zic, să-mi programez ziua. Când am o zi mai importantă, îmi place să îmi scriu în agenda cum vreau să decurgă ziua respectivă. Și cel mai mare, cum să zic eu, cel mai mare dovadă că acest lucru funcționează este faptul că mi-am scris cum o să fie ziua mea la Webstock. După cum știți, am participat la acest eveniment și cu o zi, două, mi-am scris cum vreau să decurgă ziua și m-am uitat și am văzut că în proporție de 80-90% era exact cum am scris eu și în niciun caz nu aveam cum să știu cum o să decurgă ziua mea. Adică am rămas pur și simplu uimită, am citit și mamei mele și a zis că deci nu cred. Deci nu cred așa ceva. Adică, cum? Tu chestia asta ai scris-o cu câteva zile înainte de a merge la eveniment? Zic, da. Și a fost wow. Vă dau un exercițiu super ușor. Luați o coală de hârtie sau o agendă sau ce vreți voi pe care să scrieți. Și să scrieți la prezent cum vreți să fie viața voastră. Super simplu, o altă listă super comică pe care mi-am făcut-o, pentru că eu am să fac foarte multe liste cu chestii care vreau să mi se întâmple. Mi-am scris oameni pe care o să-i cunosc la Webstock. Sunt câțiva, bine, acum faza este că
Eu am scris și despre câțiva oameni care nu au mai ajuns la eveniment, dar din... Da, să vedem. Deci, câți au fost la eveniment din cei pe care i-am scris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, din 7 persoane pe care eu mi le-am scris pe listă, am reușit să mă văd cu una, două, trei, patru persoane. Deci, totuși e ceva. O altă chestie pe care mi-am scris-o, cele mai mari intenții, iar mă ajută foarte mult și unul cu care mă ajută foarte mult este să-mi scriu lucruri pentru care sunt recunoscătoare, pentru că tu îți dorești așa foarte, foarte multe chestii, dar dacă nu ești recunoscător pentru ceea ce ai în momentul de față, eu zic că, na, e degeaba. În filmul ăsta, secretul despre care vă zic, era un citat, spunea ceva de genul că gândește-te că Universul e ca un catalog de dorințe sau ceva de genul ăsta și tu pur și simplu obifezi că vrei să ai mașină, vrei să ai o casă, vrei să ai bani, vrei să ai nu știu ce și nu știu ce și nu știu cum. Important e cum îți verbalizezi dorințele și cum lucrezi pentru ele. Așa că da, vă doresc spor la îndeplin dorințe și da, încercați să faceți lucrurile astea dacă vă doriți ceva anume, pentru că e păcat. Din păcate, noi oamenii nu suntem conștienți de puterea noastră și de faptul că putem face lucruri extraordinare. Putem să atragem tot ceea ce ne dorim, important e să ne dorim și să știm cum să o spunem. Ăsta a fost clipul de azi. Aștept să-mi spuneți și părerea voastră dacă vi s-au întâmplat lucruri de genul cum mi s-au întâmplat mie cu faptul că îmi scriu chestii și după aia mi se adeveresc sau nu știu. Orice vreți să-mi spuneți, aștept cu mare drag. Nu uitați că aștept un like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați atunci când postez, iar până la următorul videoclip să aveți o zi superbă! M-am pupat! Pam!